Inițial, pandurii fusese reprogramați să deschidă balul în noul sezon al Ligii I vinerea viitoare de la ora 18:30. Liga profesionistă de fotbal s-a răzgândit însă și a mutat meciul Rapid Vaslui la acea dată pentru a începe campionatul cu un derby. Duelul Ceahlăul Pandurii a fost mutat astfel duminică 24 iulie la aceeași oră. Vestea nu i-a picat bine lui Grigoraș, care spera să evite canicula și să joace în nocturnă. Antrenorul are și motive de bucurie însă la finele stagiului austriac. Jucătorii săi tineri promovați la prima echipă l-au impresionat. Din tinerii copii care i-am încercat și în campionatul trecut, se vede o creștere în valoare la toți, nu pot să nominalizez neapărat pe unul special și sunt convins că cât mai curând vor fi noua generație care va juca la Pandurii mulți ani de zile. De altfel, tătarul Rada, Horvat, Avramescu, Brata și Voinea, alături de Popete și Bucur, vor face deplasarea duminică în Serbia pentru amicalul cu Radnici Niș. Echipa de conjunctură a Pandurilor va fi condusă de pe margine de secunzii Dinu și Moței. Grigoraș nu va merge cu echipa în Serbia. Antrenorul a strâmbat sigur din nas când a văzut că și în etapa a doua, Pandurii au fost programați tot de la ora 18:30. Pandurii vor debuta contra Brașovului la Târgu Jiu luni 1 august. Culmea, deși e singurul meci care se va juca în acea zi, nu a putut fi programat seara nocturnă, ferit de căldura de pe zi.